O furtună puternică s-a abătut asupra mai multor localități din județul Hunedoara, care s-au aflat astăzi vreme de aproximativ o oră sub atenționare de cod portocaliu de vijelii, cu rafale de peste 70-80 de kilometri pe oră. Local a fost și grindină, dar și averse torențiale de 25-30 de litri pe metrul pătrat. În municipiul Hunedoara, vremea a făcut ravage. Mai multe acoperișuri au fost smulse și aruncate peste unele mașini parcate, iar o stradă a fost blocată din cauza unui copac care a fost rupt de vântul puternic. Mai mulți locuitori ai urbei au surprins în imagini furtuna, dar și efectele acesteia, fiind șocați de fenomenele meteorologice. E închisă strada, i-a căzut un copac! I-a căzut un copac! Nu știu dacă mai puteți trece! Vai de mine și de mine! Parte dintre străzile din Hunedoara au fost inundate, iar șoferii au înaintat cu dificultate și din cauza unor bucăți din acoperișurile ce au fost smulse și aruncate pe trotuare, în parcări, dar și pe partea carosabilă.